Astăzi, în municipiul Drobeta, Turnu Severin, s-au luat noi măsuri împotriva mașinilor abandonate fără ITP. Orașul a fost împărțit pe 6 zone de responsabilitate, iar autovehiculele vor fi verificate. Termenul de ridicare a mașinilor este de 10 zile. Aceste măsuri au fost luate din cauza lipsei locurilor de parcare. Baza sunt rutiera 1, recepție. S-au foarte bine comunicat. Verificați-mi și mie un autoturism. Vehiculele abandonate pe domeniul public vor fi verificate de către autorități, dar mai mult de atât, proprietarii acestora vor primi un avertisment, iar în cazul în care nu se ia măsuri, poliția locală va acționa cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Am împărțit orașul pe 6 zone de responsabilitate. Echipajele se vor deplasa în teren, vor identifica autovehiculele acolo unde sunt abandonate sau în stare de nefuncționare de mai mult timp. Se va face o verificare în baza de date pentru identificarea proprietarilor, care vor fi notificați în scris cu un termen de cel mult 10 zile pentru ridicarea autovehiculului din zona respectivă. Scopul nostru este doar de a ridica aceste autoturisme să nu mai fie pe domeniul public, dat fiind faptul și sezările că nu sunt locuri de parcare pentru cei care au autoturisme. În municipiul Drobeta, Turnu Severin, sunt sute de mașini staționate de foarte mult timp, acestea ocupând domeniul public. Cu toate astea, mașinile abandonate au diferite acte în neregulă, cum ar fi ITP-ul.